Opa, avem item roșu. Nu vine să cred, bro, am luat Meg-ul din Megabox și doar ne mai trebuie încă 500 de credite și deblocăm ticul. Voi vă dați seama dacă avem norocul ăsta? Pune codul Madalin pe shop pentru 10 ani de noroc. Ultimul Megabox opening este chiar aici și astăzi o să deschidem în total 1000 de Megaboxuri adunate cu cele de pe celelalte episoade, unde am deschis 300, iar astăzi o să deschidem alte 400 ca să vedem dacă putem să deblocăm toți brawlerii de pe jocul acesta. Dacă stăm bine să ne gândim, mai avem foarte puțin brawleri epici, mitici și legendari să putem debloca după conservați. Mai exact, mai avem 4 legendare, mitice mai avem încă 4, iar epice mai avem încă 4. Wow, ce număr! Restul rare și super rare nu poți să deblochezi absolut deloc. Singura modalitate este să le iei cu gemuri sau cu credite. Dar sunt tare curios, dacă noi deblocăm toate astea legendare, epice, mitice și așa mai departe, după aia poate să ne dea credite, pentru că practic n-ar mai putea să ne mai pice absolut nimic. Asta chiar o să vedem. Înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare dacă doriți să susțineți această serie. Hai să facem la acest episod, dacă se poate, 5555 de like-uri. Acesta este targetul. Să vă abonați pentru că este gratis. Nu uitați și de canalul meu secundar, primul link de descriere dacă doriți să mă ajutați acolo cu un subscribe, m-ar ajuta foarte, foarte mult. Acolo postez doar Squad Busters. Dacă doriți să vedeți jocul acesta sau doriți să mă susțineți, e un canal special unde mai postăm și altceva în afară de Brawl Stars. Toată follow pe Instagram la modelinputania23 și atenție mare, din ce am observat eu în momentul de față, un brawl poți să-l dai la o săptămână după ce adaugi un prieten, nu știu dacă e bug sau o să schimbe vreun fel chestia aceasta. Împreună cu codul Modelin pe shop știți deja chestia asta dacă vreți să câștigați și voi. Acum, după cum observați, acesta este contul de la 0, cu doar 20 de trofee și o grămadă de brawleri deblocați. Pe lângă faptul ăsta, eu am aici statisticile de la fiecare 50 de megaboxuri deschise. Și avem în felul următor: 4, 5, 2, 4, 2, 1, un brawler, 6, 5, 4. Ultima dată am luat 8 brawleri, inclusiv Draco plus 100 de gemuri. Dacă stau bine să mă gândesc că am luat 100 de gemuri de 1, 2, 3, 4 ori până acum. 5 de fapt, pentru că au fost și cele 107 gemuri și nu le-am pus aici. 5 sau 6, în fine. O să vă arăt la final, după ce deschidem 1000 de megaboxuri, care este deznodământul, cum s-ar spune. Adică câte gemuri strângem, câte coinsuri, blinguri și așa mai departe. Haideți să trecem direct și să deschidem primele 50 de megaboxuri, dar înainte de a vă spune că da, știți deja, pe 12 vor veni megaboxurile pentru toți, puteți să le deschideți. Asta în primul rând. În al doilea rând, cei de la Supercell ne-au spus în felul următor: trebuie să vă spunem că tot ce vedeți aici nu este oficial și nu se va întâmpla și pe jocul când va veni update-ul. Asta este o versiune a noastră, a creatorilor, beta, unde vă arătăm ce o să se bage și ce dropează aceste megaboxuri. Dar nu e ca și cum voi să primiți 100 de megaboxuri sau 1000 de megaboxuri, nu se va întâmpla lucrul acesta. Megaboxurile pe care o să le primim noi, o să vedem, nici eu nu știu câte primim, câte putem să luăm din ofertă și așa mai departe. Asta se va întâmpla pe data 12, o să facem live de dimineață să vedem care este faza. Chiar a apărut și eventul de clasic, am văzut pe joc, ceea ce e destul de tare, are un countdown acolo de expirare. Dar tot ce se întâmplă aici este aici, nu se întâmplă și pe varianta oficială. Acum, haideți să deschidem cele 50 primele megaboxuri. Și gata, suntem cu primele 50 de megaboxuri și haideți să-i dăm drumul, băieți. Trebuie totuși să ne concentrăm la faptul cu gemuri, da? Deci neapărat să fim foarte, foarte atenți. O să dăm așa puțin mai încet, ca să nu se audă prea tare și să ne disturbe efectul acesta de sunet, ca să nu fim concentrați pe acele gemuri. Ia să vedem, avem coinsuri, 210 gemuri din păcate doar. Ia să vedem să dăm noi și aici mai încet ca să fie treaba, e perfect acum. Bun, gemuri din nou, 69 de blinguri, brodere. Deci nouă ne mai trebuie doar 4 epice, 4 mitice și 4 legendare. Asta este tot. Și chiar sunt curios dacă din astea poate de megaboxuri o să pice brawlerii aceștia. Brawlerii lipsă pe care mai avem noi nevoie. De care mai avem nevoie, da, bine spus. Asta cu gemurile nu știm încă, cred că mi se pare că tot la fel, este șansa de 008 sau 006 să pot 100 de gemuri din megabox. Dar la cât de puține megaboxuri o să fie pe varianta noastră, cred că mă îndoiesc că o să aibă toată lumea noroc ca să ia 100 de gemuri din megabox. Deci cine va lua, cred că ori are codul Mădălin pe shop, ori a avut foarte mare noroc ca să se întâmple lucrul acesta. Până acum nu ne-a dat absolut nimic nou, niciun item roșu, nimic. Și gemuri aici, câte avem 3 gemuri doar. Ok, să fim atenți neapărat. Avem 2 gemuri, 275 de blinguri, 3 gemuri și 17. Tot la fel o să mă uit în față ca să pot vedea mai bine gemurile, că de fiecare dată eu le ratez și nu știu când pică, așa mă pot concentra mult mai ușor. Chiar dacă aici e tableta și dau așa tap-tap pe ecran și același lucru voi face. Opa, avem item roșu și Mythica Byron, bine mă!
Încă 3 brawleri mitici mai avem nevoie. Bă, chiar sunt curios după ce voi debloca toți brawlerii, dacă vor pica credite, ca cu acele credite să putem să deblocăm, să deblocăm ceilalți brawleri. Pentru că nu am deblocat pe niciunul. Pot să deblochez, pot să maxez pe toți, dar am zis că dacă fac o serie care să deschid doar megaboxuri și voi deschide de la 0, pe un cod de la 0, voi face asta până la final. Avem mai etern roșu? Nu, din păcate, doar un singur gem. Slăbus pe gemuri, dacă stau bine să mă gândesc. Nu cred că ne-a dat decât vreo 8 gemuri sau 7 gemuri cel mai mult. Îți dăm așa puțin mai tare, ca să auzim și joculețul totuși. 4 iteme, nu este item roșu nici de data aceasta. Bă, 50 de megaboxuri. Până acum doar cu un singur brawler, când eu am luat 50 de megaboxuri și 8 brawleri. Mi se pare incredibil. Sau poate e doar începutul, începutul e mai greu. Da. Ia să vedem, coinsuri, powerpointsuri. Oare câte mai sunt, mă, de deschis? Ok, se pare că încă mai avem blinguri, coinsuri. 4 gemuri, ia. Item roșu, mă, bine, e brawler. Doamă, da, l-avem pe Angelo. Epica Angelo, 3 epice, 3 mitice și încă 4 legendare mai avem nevoie. Și atenție mare, da? Doar 50 am deschis, mai avem încă... Câte mai exact? Încă 350 de megaboxuri. Uuu, și grif! Let's go, bro! 24 din 26 de brawler. Da, mă, da, și-au dat drumul megaboxuri în sfârșit. Deci începutul e mai greu. Continuarea după aia e mai faină. N-avem item roșu, doar 4 gemuri. Bun. Coinsuri. Deci o mitică și 2 epice am avut aici. Și mai avem lipsă încă 3 mitice. 4 gemuri, coinsuri. Și gata, ăsta a fost cele 50 de megaboxuri, după cum observați, cu 3 iteme roșii. De fiecare dată las aici itemul roșu cu brawlerii care vin. Deci 3 brawleri și nu am luat deloc 100 de gemuri. Hai să-i trecem pe listă și trecem cu următoarele 50. Din greșeală am apăsat pe primul megabox, dar nu este nicio problemă. Stăm calmi și liniștiți, n-avem de ce să ne facem probleme, pentru că promă n-a picat absolut nimic, wow. Avem XP doubler, deci oficial acum sunt 700 de megaboxuri. Nu încă 700 deschise, dar cu acestea însumându-le pe toate sunt 700 în total. Vreau să vedem până la 1000 dacă putem să deblocăm toți brawlerii. Sau cred că o să mai lipsească ceva legendare. Acum depinde de ce noroc vom avea pe episodul acesta și din megaboxurile acestea. 9 gemuri. Hai că parcă văd că și-a mai dat drumul și la gemuri acolo. Avem 4 gemuri de data aceasta. 4 gemuri din nou. Blinguri. Avem epică, bine, mă, Colet. Încă o singură epică nevoie și 3 mitice. Deci doar o epică și gata, le-am deblocat pe toate. Gen toate epicele și toți brawlerii epici. 3 iteme cu 222 de blinguri, coinsuri, gemuri, XP doubler, blinguri iară, coinsuri. Ok, ok, nicio problemă, bro. Blinguri, gemuri, XP doubler, coins. Free coins, cum zice Griff. Ia, yeah. Cred că e una dintre cele mai bune serii pe care l-am făcut în ultimul timp și de asta îmi doresc pe cât se poate de mult. Când vine update-ul, pe lângă controlul ăla secundar, dar cred că ăla îl voi ține, ăla pe care am luat din startup legendar Chester, o să țin ca cont secundar unde o să deschidem megaboxuri. Pe lângă celelalte 3 contulețe, 4, 5, cât mai am eu, îl mai am și pe ăla. Deci o să deschidem megaboxuri pe multe conturi ca să facem opening. Nu se pune problema de lucrul acesta. Chestia faină este că megaboxurile le poți și staca în eventul nou. Odată ce strângi 10 megaboxuri, o să ai și skin-ul Hyper Charge Rico, deja se știe lucrul acesta, dar le poți staca acolo. 1249 de gemuri, wow! Și puteți să strângeți și voi la fel opening și dacă e, vom face mai târziu, mai pe final, habar n-am, vedem lucrul acesta, ce și cum se va întâmpla. 2050 de XP doubler, 31 de powerpoint-uri și un singur gem. 4 gemuri, coinsuri, blinguri. Bă, până acum doar coletul am luat și nimic altceva. Cât despre gemuri, 9 gemuri e cam maxim. Deci nu știu, cred că chiar am avut noroc fan. Opa! Ultima epică, let's go! Da, mă, da, 26 din 26, acum cine va pica și va fi item roșu? Va fi doar mitică sau legendară. Atât. Dar cu gemurile nu știu ce se întâmplă. Gen, cât noroc am avut eu pe episodul trecut să prind de vreo 4 sau de 5 ori 100 de gemuri plus. Și până acum nu mi-a dat absolut nimic. Gen, e ceva, e diferență, bro. Diferență enormă. Important e că am deblocat toate epicele. Mai rămân miticele și legendarele. Dar cred că o să fie mai greu, nu? Una e să pice epică, alta e să pice mitică sau legendară. Șans. Opa, 10 gemuri. Cred că cel mai mult până acum ce am putut să iau. Ok, blinguri. 14 gemuri. Bro, se poate să ieși 14 gemuri, no way. Wow. Deci,
Eu ziceam că maxim 12 gemuri. Ia, avem mai terminat și n-avem. Un maxim de 12 gemuri, cred că am luat eu cel mai mult și cel mai mult. Pe lângă cele 100, logic, 100 plus. Și cel mai mult am luat 107. În 100 plus, mă refer aici. Dar, opa, vedeți? Mi-a dat deja credite, bro. Dar de ce? De ce acum? Opa, avem El Primo, o grămadă de blinguri și cred că o să-mi dea acum foarte multe skin-uri deblocate, ca idee. Da, uite, îmi spune ca Jesse, s-a pus creditele pe Jesse. Deci, după ce deblochezi toate epicele, ți-ți vor da credite, bă. Sau, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Pentru că n-am deblocat toate miticele și toate legendarele ca după aceea să-mi dea credite. Tu trebuie să deblochezi una din raritățile astea cu brawler full ca să-ți dea credite, să înțeleg. Ok, gata, e perfect. Am terminat și cu cele 50 de megabox-uri, deci oficial am deschis 700 în total. Hai să revenim cu următoarele 50 ca să le deschidem. Gata, și cât despre brawleri, cam slăbut sincer. Mi-a dat El Primo și după aceea mi-a dat Belu și Coletul. De efectiv am întregit această raritate epică. Bă, stai, Colet este aici. Bun. Deci trecem pe listă doar 2 brawler, că El Primo nu se pune, că a fost cu credite. Și mai avem încă 3 mitice și 4 legendare, da. Și oficial avem 750 de megaboxuri în total aici. Bă, 750, o grămadă dacă stai să te gândești, bro. Avem, opa! Ah, da, l-am luat pe El Primo și acum ne dă mai, de dau skin-uri, no way, bro. Așa e, bă, că El Primo este un brawler OG, clasic. Da. Deci doar cele... Opa. Nu, ne-a dat credite, ne-a dat XP Doubler doar. XP Doubler. Ia uite, din nou XP Doubler și coinsuri. Nu știu cum am pus atunci 500 de credite. Chiar nu pot să înțeleg. 500 de blinguri, 3 gemuri, hai cu item roșu. 2050. Nice. Powerpoint-uri, blinguri, 10 gemuri. Tare, bro. Deci pe episodul ăsta ne-a spart cu... 10, 9 gemuri, 14 gemuri am luat, 100 mai slăbuți, mai răruț că e drăguț. Deci 750 de megaboxuri, bro. Avem încă 250, wow! Avem El Rey Primo, nice. După aia, ok, ne dă pin-uri și player icon pentru că l-am deblocat pe El Rey Primo, de fapt. Dar, da, eu am deja skin-urile astea dacă ar fi, când o să vină update-ul. Nici nu se mai pune problema, trebuie doar skin-urile la noi ca să pice. Din eventul clasic, 8 gemuri acolo. Opa, iteme, ce, item roșu? Și avem brawler, mă, bine, mă. Aia zic, bază mitică. Și mai avem nevoie de încă 2 mitice și gata. Le-am deblocat pe toate și la mitice. Dar nu prea vrea să ne pice legendare? Nu știu ce se întâmplă. Nu știu dacă cumva după aceea o să... Da. O să le deblochez eu manual, cred că cu gemuri. 104 gemuri, bro! Let's go, mă! A picat din 104 gemuri din Megabox! Bro, se poate, vedeți? Chiar se poate, mă! Deci, cred că este un record penultimul absolut pe contul acesta, deoarece cel mai mult am luat 107 gemuri și acum am luat 104. În rest am luat 101, 102 gemuri, 100... Nu știu dacă am luat 102 gemuri, nu mai știu sigur. Dar 101 și 100 am luat, știu. Dar 104, bă, e incredibil. Incredibil, bro! Ia să vedem, coinsuri, blinguri. Hai ca să mai deblocăm și noi miticele, frățiorul meu. Că la legendare cred că până ajungem la 1000 nu avem vreo șansă să le deblocăm pe toate. Nu cred. Legendarele pică mai greu, clar. Câte gemuri am avut aici? Că n-am văzut. 4, doar, ok, mă speriasem. Că fiind gemurile prima dată tot timpul dau așa ca să apăs direct. Blinguri, 5 gemuri și powerpoints-uri. De singura dată pe episodul acesta, când au picat 100 de gemuri. Gen 100 plus, mă refer aici. Blingul, din 100, bine mă, ia 2 ore, vedeți? Pă, când își dă drumul megaboxul și îl dă, bă, băiatule, bă, și ne dă gemuri pe bandă rulantă. Dar și brawler, dacă se poate, te rog. Cu gemurile am înțeles ideea. Chiar după 1000 de megabox, opa, 10 din nou. Să tragem o linie așa, să vedem câte am luat în total, bro. Câte gemuri. 4 aici. Mă, cam slăbuți pe brawler, mă. Pe bune. Și nu știu cum ne-au dat atunci credite. De-am luat pe El Primo. Chiar nu pot să-mi dau seama. Un singur gem. Ok. 1053. Aici am avut 4 gemuri. Blinguri, 3 gemuri. Blinguri, powerpoints-uri, coins-uri, XP Doubler, un singur gem.
bling-uri, 3 gemuri și gata. Au fost în total 750 acum. După cum se vați, avem deja 2308 gemuri, bro. Incredibil așa ceva. Dar, cât despre brawleri, bă, sincer, am luat doar bazuri. După cum observați aici că apare cu New, doar un singur brawler, bro. Și mai avem nevoie de 4 legendare și 2 mitice. O grămadă, bro. Dar măcar am luat de 2 ori 100 de gemuri plus, ceea ce e minunat. Și avem 800 de megaboxuri chiar acum. Mamă, deci trăiesc cu emoții aici, brodere, pentru că vreau ca să deblochez din astea 1000 toți brawlerii. Că plorma așa e cel mai tare, gen. Să zici, 1000 de megaboxuri am deblocat toți brawlerii. Bine, brawlerii care poate să pice din boxuri, v-am spus lucrul acesta. Dar eu tot nu pot să înțeleg cum i-au dat acele credite 500, bă, nu înțeleg. Uuu, 16 gemuri, bro! Cel mai mult din două cifre, cel mai mult ce am luat până acum. Deci am luat 14-16 gemuri, de se poate, bro. Ca să ieși mai mult, 8 gemuri. Deci cu cât ai brawlerii deblocați, poate să-ți dea mai multe gemuri din boxuri? Nu cred că are legătură, sau? Rămâne de văzut. Totuși mai am 2 mitice de deblocat, din păcate. Legendare, nu mai zic că sunt 4. N-am văzut o legendară până acum. Că noroc am putut avea la legendară episodul trecut. Nu știu acum unde s-au dus. 5 gemuri, blinguri, XP doubler gemuri, powerpoint-uri și blinguri, XP doubler blinguri și gemuri, din nou 6 gemuri, ia să vedem. XP doubler, ah, firar, n-avem item roșu din păcate. Totuși mai avem încă 200 de megaboxuri de deschis. Important este că aici măcar să luăm o mitică și poate maxim și o legendară, ca să rămânem în cărți, cum s-ar spune. Dar, nu știu, din 200 de megaboxuri să poți lua. Opa! Bă, cât gol mi-a dat acolo, nu vine să cred. Ia stai. 1029, m-am speriat, am crezut că e 10.000, gen. M-am speriat, ok. 14 blinguri, coinsuri și XP doubler. Mă și miram, bă, poți să dai și 10.000 de coinsuri. Blinguri, vă, că îți dă foarte mult. XP doubler, blinguri, chestii din astea. Efectiv, te umpli de ele. Bun. 3 iteme cu blinguri din nou, exact ce vă spuneam, 1224 de blinguri, bă, băiatule, bă. 3 gemuri, powerpoints-uri, blinguri, powerpoints-uri, coins-uri, gemuri, XP doubler și coins-uri. Haide, bă, dă și mie un brawler trăițar, megaboxul, să străiască 50 de ani, să stea pe joc infinit. Și cu star drop-ul ăsta, opa, avem item roșu și 100 de gemuri, bro. Ce-ți poți dori mai mult de la un megabox? Spuneți-mi mie. Ce-ți poți dori, bro? Ia. Și avem mitica, bine, mă, Sprout, încă una mai avem lipsă. 25 din 26 mitice și 100 de gemuri. Ăsta este megaboxul potrivit. Bine, puteți fi o legendară în locul lui Sprout, dar tot e bine. Avem până acum de 3 ori 100 de gemuri plus pe episod din megaboxuri. Pică decent, dar nici de cum pe varianta oficială nu o să poți să deschide atâtea megaboxuri. No. Cred că, sincer, dacă o să cumperi și megaboxuri de pe shop și joci în fiecare zi și așa mai departe, un maxim 30 de megaboxuri, să zicem, cu indulgență. 30 de megaboxuri dacă poți să deschizi pe un cont tot sezonul. Ceea ce e puțin. Foarte puțin. Dar acum, na, cu siguranță dacă faci un cont la 0, nu o să deblochezi toți brawlerii din eventul ăsta clasic, asta e clar. XP doubler, coins-uri și blinguri. Important e că mai avem doar o mitică lipsă, da? Deci am spus că trebuie să luăm neapărat o mitică. Dacă mai luau o mitică sau o legendară din megaboxul ăsta, am putea zice că suntem acolo. Dar nu cred. Să deblocăm până la 1000 de megaboxuri toate legendarele rămase, nu avem vreo șansă. Ok, s-au tras megaboxurile, avem doar mitica Sprout, atât. Se vede că suntem pe final de brawleri. Doar unul singur mai este nevoie, Squeak și 4 legendare. Credeți că putem să le deprinim? A, da, și trebuie să trec aici pe listă, deci un brawler și 100 de gemuri cam luate din nou. Și avem 850 de megaboxuri chiar acum. 850 în total. Ok, mai avem nevoie de încă 150. Deci tare sunt curios, după 1000 de megaboxuri, să vedem câte gemuri sunt în total și după aia să împărțim, gen, la 1000. Gen, cred că 1000 de megabox împărțit la gemuri pe care le avem. Să vedem așa, cu aproximație, cam cât ne-ar da nouă pe un megabox media. Cred că ar fi de vreo 2 sau 3 gemuri pe megabox, dacă ar fi să faci un calcul. Deci dacă tu, de exemplu, ai un noroc fantastic și deschizi 10 megaboxuri, poți să primești undeva la vreo 20-30 de gemuri. Dacă cumva
ai din ăla excepțional, poți să primești 100 de gemuri și să spargi norocul. Dar cred că opa, 500 de credite din nou. Se pare că ne dă și credite acum sau tot la fel cum am avut norocul de mai devreme, se întâmplă și acum. Ia, ni-l dă și pe Poco. Deblochezi foarte mulți brawler acum, dar nu e ca și cum mă interesează în vreo fel anume. Ia, ce mai îmi dă? Puncte pe Jackie, credite pe Jackie. Nu mă interesează ăștia, bro. Pe mine mă interesează mitica de care mai avem nevoie, dar și legendarele. Dar mi-e greu să cred că o să mai luăm. Acum, dacă ne mai dă și credite, nu cred că mai avem vreo șansă la legendare. Trebuie atunci la început, bro. Și cred eu, totuși, că din ăsta, din megaboxuri, îți dă și Star Power și Gadget. Asta nu știu, ar merita testat, dar n-ar avea de ce să nu dea. Cred că poate să dea, într-adevăr. Hyper Charger-i niciun caz. Pentru că dacă era până acum ne dădea Hyper Charger, nici nu ai nevoie ca să ai power 11 pe brawler. 4 gemuri. Ok, blinguri, power points-uri, 3 gemuri și din nou 500 de credite, deci gat. Și a dat drumul la credite, băieți, nici măcar a deblocat toate miticele ca idee. Dar până acum, pe episoadele trecute, cei care ați observat, nici măcar pe deplin nu ne-a dat credite, nici măcar unul, o dat. Start unlocking a new brawler, luăm Burley-ul și 160 pe ăsta, vedeți, îi deblocăm pe bandă rulantă odată cu creditele astea. Haide curarele, acum superare. Se pun puncte pe Obit, 430, câte avem? Opa, 0 din 430, bă, care erau șansele să fie la fix. Să deblocăm brawler la fix și după aceea să fie la 0 la Obit. 4 gemuri. Hai mă, tăticu, mă, hai mă cu item roșu, mă. Nu ne dezamăgi. Opa, 12 gemuri. 106 gemuri din Megabox, bine mă! Deci este al doilea cel mai mult ce am putut să iau dintr-un Megabox. Maximum pentru mine a fost de 107 gemuri. 106, bă, poți să iei din Megabox. Incredibil, bro. Foarte, foarte tare, bro. Trebuie să trecem neapărat aici, bineînțeles. Deci pe episodul ăsta am luat-o, deci de 2 ori, 3. Asta e a 4-a oră când am luat 100 de gemuri. Ceea ce nu e rău deloc. De 4 ori chiar și aici. 4 gemuri acolo. Bun, 4 din nou. Dar uite că nu ne mai dau brawler, mă. Nu mai vreau, brawler nu mai vreau. Deci aici avem 850 de megaboxuri. Încă 150 nevoie. Acum îmi sparge gheața. Să ne mai dea și nouă brawleri. Și nu credite. Oh, no, ziceam de nu credite. Și ne-a dat credite. Da, e clară situația. Cu cât deblochezi mai multe epice, mitice, chiar pe toate, după aia îți vor da credite. Clar. Altfel nu o să-ți dea credite la început. Am luat pe Bull random. Nu ne interesează. Ah, dacă l-am luat pe Bull, o să pice skin-uri pe Bull. Cred că n-a făcut o idee bună. Mai bine l-am Colt-ul. Dar bine, și Colt-ul a fost clasic. Gen OG. Și posibil să ne dea skin și pe Colt. Ok, avem 12 gemuri. Tare. Aici avem coins-uri și din nou 500 de credite. Atenție mare de tot. Cut. Oficial putem să deblocăm și cu credite brawlerii. Să-i deblocăm pe restul de care aveam nevoie. O să le apă Dynamic. 410 puncte pe Dynamic acolo. Foarte tare. 3 gemuri. 3 gemuri din nou. 2 megaboxuri cu 3 gemuri la rând. Nu ne-a dat niciun item roșu. Chestia e că nu ne poate pica skin-ul și pe Bull și pe Dynamic. Și așa mai departe. Avem 7 brawleri. Dar ăștia în niciun caz nu se pun. Ca idee, dacă stăm noi să ne gândim bine, nu ne-a picat niciun brawler, bro. Pentru că noi încă mai avem nevoie de Squeak și cele 4 legendare. Deci da, singura chestie de care puteți ne bucurăm aici este că am luat 106 gemuri. Și avem 900 de megaboxuri! Cu 9 gemuri direct! Ia vezi, mă! Deci să înțeleg faptul că... A, da, uite, 2 gemuri aici. Nu o să crește, mă, șansa ca să iei tu mai multe gemuri dacă ai brawler deblocați fără număr. Deci 900 oficial de megaboxuri. Cu acestea pe care le vom deschide. Încă 100 mai rămâne după aia. XP Doubler, coinsuri, blinguri și gemuri. Hai tăticu, vreau item roșu, te rog, dă-mi item roșu, măcar să deblocăm toate miticele. La legendare cred că ne-am luat adios. Adios, cred că trebuie să deschizi 1500 de megaboxuri, cât trebuie să deschizi. Ca efectiv să deblochezi și alte legendare. Dar cu gemurile pe care le faci, avem în sfârșit legendară, bro. În sfârșit am spart gheața cu Amber.
Let's go, mă, încă 3 legendare nevoie și o singură mitică. Poate, poate avem șansa acum. Dar, asta vă ziceam mai devreme, cu gemurile pe care tu le acumulezi și spică din boxuri, poți să le deblochezi și legendarele alea. N-ar fi o problemă. Sau, să deblochezi rarele, super rarele și pe aia creditele să se pună pe legendare. O, da. Poți să faci și lucrul acesta, cu siguranță. Sau pe mitică, până ajungi la mitică, dacă e să ai nevoie să deblochezi acea mitică. Ai te broșit din nou? Și avem Burley. Yay! Golden Burley, bro, ce mă bucură. Doamne, dar greu a picat skin-ul ăsta pe Burley, fără Caterinca. Că stai să te gândești, mai trebuie să mai picezi și pe ce? Pe Bull mai am nevoie să-mi picez skin-uri de aici? Pentru că și Bull e OG. Dar nu, că mi se pare că Viking Bull-ul ăla pică. Dar primire model, eu nu știu dacă pică din Megabox. Nu mai țin minte când a făcut opening primul episod. Coinsuri, 7 gemuri. Hai și cu mitica aia de-mi lipsește, bro, cu Squeak-ul. Te rog, aici până să rămâne la 100 de Megabox, ultimele 100. Coinsuri, blinguri, 9 gemuri, dar fără item roșu. 4. N-avem item roșu. Mă, câteodată îți dă cu 4 item roșu, câteodată îți dă și cu 3, am observat. 5 mai greu. Da, nu. Opa, 5, avem item roșu, bro. 100 de gemuri, bro, din nou, nu te cred. Bine, mă. Și item roșu, exact cum vă spusesem, și avem skin, bă, bro. Ah, ce porcărie. Deci, legendară, Amber. Și 100 de gemuri, da? Până acum. Și skin pe Dana mai și pe Brock, dar sunt irelevante, n-am nevoie de ele. Nu vreau, nu vreau, decât să amărgesc eu vreau, da. Aia zic. O, da. Dar nu înțeleg, și greu au venit skinurile. Foarte greu, am deschis multe megaboxuri ca să vin. Opa, 6 iteme, bro. Avem de la 3 item, deja item roșu care sclipește și este Viking Bull, deci se pare că pică. Am avut dreptate. Respect. Viking Bull. După aia avem Boombox Brock. De fapt, Beach Brock, așa este. Și acum cred că e emote. Da, pin pe Bull. Tare, bro, 2 skin-uri dintr-un megabox. Vedeți? Bine am făcut eu că n-am deblocat rarele și super rarele, când deau skin-uri de acolo. Până la urmă, în contul ăsta n-am investit absolut nimic. Deci, ca idee, a fost totul exact cum trebuie. Ne-a dat și skin-ul celălalt. North Rider Bull. Deci, se pare că și la skin-uri când îți dă unul, ți le dă pe toate. După aia, 6 iteme din nou, iară skin, mă, frățiorul meu. Bă, las-o naiba și skin-ul ăsta, mă, Dragonite Jesse pică de aici. Bro, toate skin-urile OG din trecut pică pe brawlerii aceștia OG, clasici. Mamă, vezi că acum pe final avem content cu skin-uri. Nu, cu altceva. Bine, și cu gemuri. Că am luat 100 de gemuri, ceea ce este minunat. Deci, Amber și 100 de gemuri deocamdată din acestea. 900. Gen 50 ăsta megabox. Dar înțelegeți voi că sunt 900 în total. 4 iteme cu un singur item nimic. Hai mă, cu Squeak-o. No, a fost ultim. Ok. 3024 de gemuri avem din 900 de megaboxuri. Și trecem aici un brawler. Plus 100 de gems. Că skin-uri nu le mai punem la număr, pentru că oricum după conservați nu se contorizează aici. Oficial, încă 3 legendare și o mitică mai avem nevoie. Credeți că putem noi măcar să mai luăm o legendară și mitica din astea 100? Hai să le dăm. Și avem 950 de megaboxuri! Astea 50 și ultimele 50 și putem să spunem așa... Opa, 1000 de credite, wow! Wow! Ce mai mult până acum de credite ce am putut să primesc. Le-am luat și pe Dynamic, acum trebuie să pice skin-uri și pe Dynamic. O, da. Ce ne mai dă acum, că o să ne dea automat. Luăm pe Rosa. Rosa nu era OG, deci nu o să pine pice skin-uri. Dar stai că am deblocat-o și pe Raza. Ziceam bine. Hai să-l luăm pe acest Carl. Îl deblocăm și pe Carl. Mamă, de 1000 de credite chiar face față. Oh, start unlocking new legendary brawler, bro. Nu putem să alegem altceva. Hai să-l deblocăm pe Leon. Leon care e OG și avem doar 1900 de credite pe Leon. Squeak, bro! Bine, mă, ultima mitică de care avem nevoie și gata. Avem toate epicele, toate miticile, legendare, doar două. Pentru că pe una deja putem să luăm credite și mi se pare că dacă tu ai la credite o legendară să poți lua, nu o să îți pice din Megabox. Cel puțin așa știu, sper să nu mă înșel.
Deci, item roșu, avem ore skin pe Dana, mai ca să ne pic. Bă, ce a fost acolo? 104 gemuri din nou, bine, mă. Deci, avem oficial din ăstea 950 în momentul de față, Squeak și 104 gemuri. Din nou gemuri fantastice. Blingol. Gemuri. Deci se pare că odată ce deblochezi toți valorii, atunci începe distracția aia maximă. Când o să-ți dea credite multe, gemuri posibil mai multe, nu știu, zic și eu. Dar, 500 de credite, exact. Băi, e bine rău 500 de credite să primi Megabox. Ce ai, mă, mai ales dacă primești 1000, ai rupt. 12 gemuri de aici. Ok. 4, avem XP doubler și gemuri. 30 de blinguri, coinsuri și gemuri. Powerpoint-uri, coinsuri și XP doubler. XP doubler, coinsuri și... 103 gemuri din nou, bă băiatule, bă, așa ceva? Deci de două ori până acum avem 100 plus gemuri. Exact ce vă spuneam, bă, cred că odată ce ai tot contul deblocat și ai multe chestii deblocate, șansele sunt mai mari ca aceste resurse să spice mai mult, gen. Observați și voi cât de rapid a picat 100 plus gemuri. Poate doar am noroc acum, habar n-am. Coinsuri, ok. 500 de credite din nou, deci putem să deblocăm Leonul. Dar nu e ca și cum se pune că l-am luat din Megabox. L-am luat cu credite, dar nu din Megabox, bro. Aia era bine să fi zis 1000 de Megabox-uri deschise, deblocați toți brawlerii. Așa va fi, da. Dar fără 3 legendare, bro, în momentul de față. Ok, 500 din nou și avem 1890 din 1900. No way! Bro, ce-i asta? Cum naiba, mă, frate, mă, să mai fie nevoie doar de 10 credite? M-ar bate gândul să dau gemuri, dar nu, vreau să vedem la final din 1000 de megaboxuri câte gemuri am primit. Ok, blinguri. 3 iteme, powerpoints-uri. Blinguri, 6 gemuri. Coinsuri. Cred că dacă e nevoie după aceea o să mai deschidem extra 111 megaboxuri, să fie 1111 megaboxuri. Deschidem 1111 megaboxuri. Asta chiar e record mondial. Ce am deschis noi aici? Hai cu încă o legendară, te rog. Dacă Leon o să le-a cu credite, te rog, o legendară din megabox îmi doresc. Păi nici măcar n-a picat schimb pe Dynamite ca idee și l-am deblocat pe Dynamite. Voi vă dați seama? Haide mă că se poate, bro. Fai, nu vreau, mă, când găsești 3 iteme, uite aici, un 2 iteme, bro, de ce doar 2 iteme? 4. 4, da, nu cu item roșu. 2050 de XP doubler și ne spune ca să deblocăm pe Leon cu 2 gemuri. Credeți că merită? Nu. No. Dar, acum avem 950, da? 950 cu brawler pe care noi nu-i punem la număr, gen Rosa, Dynamite, Carlo, nu. Singurul pe care îl punem la număr este Squeak-ul pentru că a fost ultima mitică pe care am deblocat-o. Gata, uite, l-am găsit aici. Deci avem așa, un brawler care este Squeak plus de două ori 200 de gemuri, nu? Adică 100 de gemuri, de fapt. De două ori. Am avut noroc fantastic. Acum avem cele 1000 de megaboxuri oficiale și hai să vedem câte gemuri vor fi în total. Doamne, nu vine să cred așa ceva că am ajuns la 1000 de megaboxuri și avem 6 iteme deja. Item roșu, exact ce vă spuneam, trebuia să vină la un moment dat skin-ul pe Dynamite și mai trebuie să mai vine și el al parcă sau nu, ăsta este singurul, ok, din update-ul acesta. Cu pin pe el, da, se înțelege, deci 1000 de megaboxuri. Și ceva îmi spune că nu cred că o să ne oprim aici, 69 de blinguri, wow! Wow, bro. Deci cred că nu o să ne oprim aici și o să mai dăm 111 megabox, să fie 111, 1111, pardon. Dar noi vom vedea aici cam cine a picat din cele 1000. Adică câte coinsuri, XP doubler, cu gemuri și cu powerpoint-uri am luat. Credite nici nu mai zic, faptul că am luat destul de multe, dar nu le-am mai calculat și pe alea. Era culmea să le mai calculăm. Totuși ne mai trebuie încă 10 pentru a debloca Leonul. Poate avem o șansă să luăm o legendară de aici și după aia. Opa, 1000, bro. Ce mai vrem, mă, că s-a deblocat Leonul, s-a dus. Sănătate, Leonski. Avem 9 din 11, deci doar 2 legendare nevoie oficial. Îi dăm let's go și acum ne dă la rar. O să luăm rara Colt instant, deci trebuie să ne pice skin și pe Colt.
8 din 8, deci am deblocat toate rarele. La superare acum mie mai îmi trebuie, hai să luăm gasul. Da, deblocăm și gasul. Ok, tare, bro. Și acum cine dă? Legendară? Oh, tot super rară. Bun. Luăm Penny. Și avem 400 din 430. Doamne, dacă ne mai dă iară credite, s-a terminat. Gen, aici îți dă 500 odată. 500 sau 1000. E incredibil megaboxurile. Bă, chiar merită. Dar nu o să putem să deschidem noi 1000 pe varianta noastră. Nici măcar 100. Na, nicio șansă, clar. Nu, că nici ei nu vor să ne dea șansa atât de mare încât să deblocăm tot. Gen, toți brawlerii. 500 de credite din nou. Cât? Am luat-o și pe Penny. Și cred că poți să deblochezi și cealaltă superară, nu presupun. A, ne dă legendară acum. Bă, și n-am de ales. Gen, trebuie să aleg o legendară. Și aici, pe legendară, îmi trebuie 3800 de credite. Deci, singura metodă rămâne ca de aici, din megaboxuri, să luăm credite, bro. Atât. Gen, numai 500, 1000 și așa mai departe. Wow, bă, băiatule, bă. Chiar din 1000 aproape i-a tot contul și maxezi. Gen, îl maxezi, deblochezi, scuze. Că de maxat. 1000 din nou, bro. Incredibil. Uitați-vă cât de rapid s-a umplut bara aia la Cordelius. Doar cu megabox de 1000. Wow, wow, wow. Coinsuri. Blinguri. Ok, gemuri și cu coinsuri din nou. 1000 din nou! Wow, bă, frate, bă, megaboxurile astea sunt prea de tot. Păi, las-o naiba. Ăsta e momentul, bro. Dacă aveți mulți brawler lipsă, cu credite lipsă, ăsta e momentul să deschideți megaboxuri la eventul ăsta de va veni. Că e nebunie totală, ia. Ah, ce-am crezut că îmi dă iară credite. Ok, ok. Poate pică și legendară, frate, până se deblocă în Cordelius. Ar fi genial. Gemuri, coinsuri, XP doubler. Blinguri, coinsuri. Cât am luat acolo? 10 gemuri, ok. 4 gemuri. 4 iteme, ia. Avem 8 gemuri și coinsuri doar. Blinguri, XP doubler, powerpoints-uri. Coinsuri, blinguri, 4 gemuri. Gemuri și XP doubler și coinsuri, da. Credite nu prea le-am mai văzut. Nu prea ne-am mai dat. Deci nu pică chiar așa de des credite. Și după cum observați, avem 2470 din 3800. 1000 de megaboxuri oficiale s-au terminat. Gen, am deschis în total 1000, da? Îl avem pe Colt aici, nu se pune la număr. Penny la fel, gas în niciun caz. Și dacă stăm să ne gândim, nu s-ar pune la număr nici legendara Leon pe care am deblocat-o, pentru că până la urmă a fost cu credite, nu? Deci din 1000 de megaboxuri, nici nu cred că n-a picat 100 de gemuri. Deci avem 0 brawleri, putem spune. Da, cam așa. Deci 1000 de megaboxuri deschise și după cum observați avem 79 din 82 de brawleri. Nevoie Tick, Meg și Cordelius. O să încercăm să dăm până la 1111, adică încă 111 megaboxuri, să vedem ce se poate întâmpla. Dar, oficial chiar deblochezi pe toți, bro. Fără doar și poate cu puțin noroc îi deblochezi pe toți. Mai ales dacă mai luăm și Meg-ul printr-un noroc fantastic, urma Cordelius, Tick, puc niște credite și aia era. Deci, tragem o linie și din 1000 de megaboxuri deschise avem în felul următor: 3461 de gems. Avem 112863 coins. După aia blinguri 329.813, ceea ce este incredibil, bro. Cred că cu blingul ăsta ar fi să deblochezi tot ce ai cu blinguri, gen toate skinurile. Cât despre powerpoints-uri și XP doubler, cred că e nebunie totală. Avem 190.550 de XP doublers. Cred că am scris bine aici. Și cât despre powerpoints-uri, după cum se vede, avem 44.785 de powerpoints. Cam astea sunt statisticile. Și dacă facem acum un calcul din 1000, să împărțim 1000 de megaboxuri la 3461, nu? 3461. Nu, de fapt 3461 la 1000. Cam 3,4. Așa ne-ar da. Deci undeva la, dacă deschizi 10 megaboxuri, tu ar putea să iei 34 de gemuri, cam așa,
undeva între 30 și 40 de gemuri, ceea ce este minunat, bro. Acum eu am luat și de foarte multe ori 100 de gemuri, dacă stau bine să mă gândesc. Deci contează și lucrul acesta. Deci noi ar trebui acum să deschidem 50 și după aceea 61 ca să se facă 111 megaboxuri și să vedem dacă atunci o să deblocăm absolut toți brawlerii. Și încă 50 sunt chiar aici, brodere, deci 1050. I-am trecut pe listă, o să vă arăt la final tot aici, tot documentul text pe care l-am făcut și l-am notat cum ar veni pe carnețel, ca la școală, bro. Mi-am făcut lecțiile ca la școală cu aceste megaboxuri. Ca să fie mai ușor și să vă și pot arăta lucrul acesta, cam ce au picat la fiecare 50 de megaboxuri, 50-50 pe care le-am deschis. Pentru că, până la urmă, știți că mie îmi place să fiu corect și să vă arăt cât de faine sunt lucrurile adăugate pe jocul acesta, cât de mult merită, cât de mult nu merită, dar megaboxurile chiar, sincer, mi-aș fi dorit să fie pe toată perioada verii, gen să nu fie doar 20 de zile cât ar fi în total. E destul de puțin și avem skinul pe Colt, Rockstar Colt, bro. Minunat, trebuia să pice la un moment dat, cu siguranță. Dar nouă ne trebuie 1000 de credite ca să deblocăm Cordeliusul, după aia să fie Megul. Deci avem nevoie de credite, neapărat, dacă se poate, te rog. Ok, 4 gemuri, powerpoints-uri. Credite fără gemuri? Fără gemuri, fără skinuri? Hai, mă, cine v-a se întâmplă? Nu ne mai dau credite, bro? Vorbești serios? Ia uite și tu, ne dă 2100 XP doubler și cu coinsuri. Dar 13 gemuri, wow! Niciodată n-am luat 13 gemuri. Am luat 12, 14, 16 cel mai mult. Și așa am luat 107, 106 gemuri din 3 cifre, mă refer aici. Când poți să iei din o cifră, din două cifre și din 3 cifre gemuri. Cel mai puțin un gem, se știe. Lucrul acesta. Deci dacă e ghinion fantastic e un gem. 103 gemuri, bro, din nou. Let's go, bro. Aia zic. Deci aici trebuie să trecem 103 gems. Wow. Păi e nebunie. Dar uite că nu ne-am mai dat credite. Un singur gem. 103 gemuri versus un singur gem. Norocul fantastic, ghinionul fantastic. Mamă, de două ori la rând un gem. 4000 de XP doubler, bro. What? Păi lasă-o neba, nu cred că am luat atât de mult vreodată. 4000. Am deschis 1000 de megaboxuri ca să văd că poate spice și 4000 de XP doubler. Incredibil. Hai mă cu creditele alea, bă, ce-ai făcut mă, le-ai mâncat? Îți dau restart neapărat, bro. Neapărat, neapărat ca să... Să ne mai dea și nouă credite, eu. Nu vreau. Blinguri, coinsuri, XP doubler. Doamne, nu mi-ar fi trecut prin cap faptul că eu o să deschid încă 50 de megaboxuri și nu-mi dau măcar 1000 de credite. Să pot debloca Cordelius. E pe aia să trec la tic. Nu mă așteptam. Dar se pare că se poate întâmpla și lucrul acesta. 10 gemuri. Opa. Da, mă, da, aia zic, bro. 3470 din păcate avem la credite, deci nu mai trebuie încă 500 sau chiar 1000 să deblocăm și ticul și după aia să rămână megul, ultimul brawler. Un singur gem. 3 gemuri, ia vezi că avem credite din nou. Da mă, da, ia zic că l-avem pe Cordelius și cred că chiar și pe tic deblocat. Și ultimul brawler de care ne mai rămâne nevoie este Megul. Ia să vedem, super rar, ultimul brawler tic. A, avem 170 la tic și ultimul megabox, bro, ce noroc. Deci, oficial, 80 de brawleri din 82. Și vom mai putea deschide încă 61. Da, 61, să vedem dacă putem să deblocăm ticul. Că Megul nu cred că avem vreo 6 din credite ca să deblocăm. Numai să cumva, până deblocăm ticul să pice din megaboxul ăsta 61, ar fi ceva. Și oficial avem 1111 megaboxuri deschise. Și singurii de care mai avem nevoie este doar tic și cu Meg. Îmi doresc ca să pice Megul de aici și după aceea să luăm 500 de credite și să deblocăm și ticul. Ar fi minunat, dar oricum nu mă las până nu-i deblochez pe toți. Și fără gemuri, că pot să dau gemuri. Am foarte multe gemuri încă pot să deblochez Megul și ticul chiar acum. Ce, ar fi asta o idee fantastică sau mai bine ar fi ca efectiv să vedem din câte megaboxuri putem să deblocăm tot. Avem powerpoints-uri aici. Blinguri, 9 gemuri. Blinguri, 4 gemuri și coinsuri. Blinguri, deci cu 5 iteme se poate pica și credite, bro. Se pare că creditele sunt extra cumva la Megabox. Nici de cum să ți le dea în locul, nu știu,
gemurilor sau habar n-am. Nu prea am văzut. Uite, gemuri. Sau să spice și gemuri și credite, cred că nu pot. Sau n-am fost eu atât de atent și mă înșel. Uite, nu ne-a dat aici. Blinguri. 10 gemuri. Ok. Consuri XP doubler și powerpoints-uri. 10 gemuri, blinguri. Da, nu cred că mai are rost ca efectiv să mai deschide megaboxuri. Lăsăm la 1111. Și deblocăm cu gemuri. Clar. Brawlerii. Dar să dai 699 de gemuri? Huhu! Nu prea e afacere. 6 gemuri, blinguri, coinsuri, XP doubler, 3 gemuri. Gemuri din nou. Ok. Nu ne-a mai dat deloc, nu ne-a mai dat credite. Opa, avem item roșu. Nu vine să cred, bro, am luat megul din Megabox și doar ne mai trebuie încă 500 de credite și deblocăm ticul. Voi vă dați seama dacă avem norocul ăsta și din 1111 Megabox o să deblocăm absolut toți brawlerii. Wow, ar fi un episod genial. Incredibil, bro, deci până la urmă am reușit ca să luăm ultima legendară din Megabox. Hai acum cu 500 de credite, te rog. Please. Din suflet, te rog, bro. Oricum eu nu mai deschid mai mult de 1111, atâta rămân. 4 gemuri, te rog, deci 500 de credite vreau. Mamă, bro. Doar atât. Uite, mă, bă, deci am toți brawlerii deblocați, mai puțin ticul. Și nu vrea să-mi dea credite, mă. Pică destul de greu creditele, pe bune. 6 gemuri. 4. Pai, ne-a dat coinsuri, bro. Nu știu câte megaboxuri mai am de deschis. 1400 de blinguri și 2000 pomul. Aici putem, avem și o șansă. Ah, tot coinsuri. Firar, bro. Ne ține cu emoții. 2 iteme. 4. Nu, no, mă, nu, trebuie neapărat să fie 5, mă. 5 ca să-ți dea XP doubler. XP doubler, doamne, credite. Uite, când îți pică gemul, nu îți pică credite. 2 iteme. 5. Ia, mă, că aici ar trebui să fie credite. Da, mă, da, băieți. Putem spune că ăsta este un episod exact cum ne place nouă. Nu din 1000 de megaboxuri, dar din 1111 megaboxuri, tu poți să deblochezi toți brawlerii. Dar nu veți putea face asta pentru că pe varianta oficială nu aveți 1111 megaboxuri. Și aveți că încă mai avem lipsă, deci n-a fost ultimul megabox. Opa, 500 din nou? Să zici că acum ne dă credite pe bandă rulantă. Doar pentru că am ajuns la faimă. Deci nebunesc. Nu, cred că la fel e șansa, presupun. Ia uite, powerpoints-uri. Bă, dar vezi că mai avem ceva nevoie. Deci nu chiar 1111, mai puțin de 1111. Că uite, mai sunt câteva de deschis pe aici. Gemuri, powerpoints-uri. Da, gata, asta a fost tot. Deci, oficial, din 1111, aici trebuie să punem neapărat legendară. Pentru că noi am primit din Megabox legendară, bro. Deci un brawler legendar, așa punem aici. Și gemuri, am primit plus 100 de gemuri parcă de aici, nu? Nu mai țin minte, pentru că a fost atât de hype. Deci am luat megul și am luat și ticul. Bineînțeles, totul la power 1, după cum observați, nu am maxat niciun brawler. Acum nu știu dacă poate să pice Gigi sau Star Power. Pentru că uite, citesc chiar aici că Megabox poate să conțină coins-uri, powerpoints-uri, bling-uri, gemuri, XP doubler, brawler, player icon, pin, skin-uri și hypercharge Rico skin. Deci Gigi Star Power nu pică în niciun caz de aici. Oricât ai avea tu brawlerii power 9, 10, hypercharge nici atât. Deci singurul lucru este să deblochezi brawlerii. Și tu ai nevoie undeva plus minus 1111 sau dacă ai noroc 1000 de Megabox-uri. Cu 3800 de gemuri, 3811 chiar din 1100 de gemuri, dar uite, vă arăt aici statisticile. Ia vedeți că le avem aici notate și uitați-vă cât de frumos arată, da? Deci, de la 50 până la 1111,
ce brawler am deblocat, câte legendare, absolut tot. După 1000 de megaboxuri, câte gemuri am luat în total, câte am mai luat după aia până la 1111, vedeți diferența de la 3461 la 3811, bă, e ceva, gen din 111 megaboxuri, eu am deblocat vreo 40 ceva de gemuri, mă, ce? E bine, e bine. Dar da, cam asta a fost și episodul, sper că v-a plăcut, un episod destul de lung, ăsta ultimul, dar acum singurul lucru ce putem să facem este să așteptăm, bineînțeles, megaboxurile ca să vină oficiale pe jocul nostru. Pentru că v-am spus că până la urmă ce se întâmplă aici este doar pentru noi conte creatorii ca să vă putem prezenta vouă update-urile și tot ce vor conține aceste update-uri și nici de cum să deschizi atâte megaboxuri. Asta este doar un test pentru a vă arăta că ele chiar sunt bune. Dar nu o să poți deschide atât de multe. Important este să ai noroc. Asta este cel mai important. În fine, sper că v-a plăcut. Nu uitați de codul Madalin pe shop. Să aveți și un subscribe acolo neapărat cu clopoțelul activat. Să fiți la curent cu toate notificările. Și bineînțeles cu live-ul pe care o să-l facem vineri pe 12 de dimineață. Ne trezim cu noaptea în cap ca să prindem megaboxurile. Că cine știe, poate ne dă și nouă unul gratis acolo pe shop. Doamne ajută! Cu toate astea ne vedem data viitoare la un nou episod. Zi faină să aveți! Pa, pa! Subscribe.